Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară din luna aprilie. Domnule președinte, vă rog, prezentați ordinarea. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit. După cum știm, am primit materiale în timpul util, a studiat fiecare tema și problemele la ziua de astăzi. Am avut ședința pe comisii unde s-au analizat toate problemele și s-a dat avizul. Trecem direct la ordinea de zi care o avem astăzi în ședința ordinară. Și anume, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2019. Știți că am avut, n-am prezentat. Aveți cineva probleme de ridicat prin la ședința respectivă? Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Da? Punctul 2 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal din ședința extraordinară din data de 2.04.2019, când am aprobat bugetul localității. Aveți de făcut comentarii? Aprobăm? Supunem la vot? Da? Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pentru anul 2018. Doamna contabil șef, vă rugăm pe scurt să ne prezentați. Deci am prezentat în ședință materialul. Pe scurt o să citesc rezultatul pentru fiecare sursă de venit, sursa A, buget local, sursa E, autofinanțare. Situația se prezintă astfel. La sursa A, venitul, prevederi bugetare inițiale, 18.456,20 lei. Prevederi bugetare definitive, 22.808,65 lei. Încasări realizate, 14.928,39 lei. 39.000 lei. La cheltuieli, credite bugetare inițiale, 20.290,20 lei. Credite bugetare definitive, 24.962,50 lei. Plăți efectuate, 14.012,50 lei. La sfârșitul anului, diferența între încasările realizate și plățile efectuate a fost de 915,89 lei, ce reprezintă excedentul sursei A. La sursa E, la autofinanțate, la partea de venituri, prevederi bugetare inițiale, 667,20 lei, prevederi bugetare definitive, 769,20 lei. Încasări realizate, 944,05 lei. La partea de cheltuieli, credite bugetare inițiale, 917,20 lei. Credite bugetare definitive, 1.171,68 lei. Plăți efectuate, 854,28 lei. Excedent, diferența între încasări realizate și plăți efectuate, 89,77 mii lei. Am anexat acestui raport, am anexat bilanțul, detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2018, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, atât pe sursa A, cât și pe sursa E, și procesul verbal privind rezultatul inventarierii la data de 31.12.2018. L-am văzut, l-am studiat. Domnule primar, dacă puteți completa ceva la... Câteva precizări. Contul de execuție vine să scoată în evidență că în 2018 noi am avut, mă refer aici, Consiliul Local și aparatul de specialitate a primarului, am avut în vedere, în special, investițiile în localitate și am redus pe cât posibil cheltuielile care țin de funcționare. Am investit în proiectele, fie cu fonduri europene, fie naționale. Și am creat excedent în așa fel încât să putem cofinanța proiectele din 2019. Deci, la începutul lunii, când am aprobat bugetul pentru 2019, am spus că este un buget axat în special pe investiții și excedentul pe care l-am
a avut în 2018, se datorează faptului că o parte din proiectele pe care noi în 2018 le aveam în vedere a fi puse în practică, efectiv executate, au întârziat din diverse motive și atunci acest PCR a fost cumulat și la sfârșitul anului l-am dirijat pentru investițiile din 2019. Deci, din execuția bugetară reiese foarte clar o economie destul de serioasă la capitolul funcționare și dirijarea banilor cu prevenție spre capitolul dezvoltare, adică spre investiții. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Dacă aveți întrebări. Dacă ne scopă despre doamna Mereuță, cum stăm cu casele bugetare? Da, până la data asta, cam 34% din buget. Din prevederile pe care le-am dus să le în casă. Sigur că la începutul anului e un pic mai dificil. Cheltuielile sunt foarte mari și, în special, cheltuielile cu asistența socială. Aici avem un dezechilibru. Așa cum bine știți, începând cu 2019, asistența socială, cheltuielul cu asistența socială a picat în sarcina primăriilor și noi banii strângem pe rând, încet, încet, în taxe și impozite, iar plățile către asistența socială le facem lunar. Și aici avem un pic de dezechilibru, sper să ne putem încadra în țintele pe care le-am propus și să nu înregistrăm, deficit, în așa fel încât să fim nevoiți să fie să dăm în șomaj, să limităm numărul de dosare cu, imunizații, dosare sociale, imunizații sau angajați. Mulțumesc. Deci cu toate reducerile astea de 10% până acum nu s-au plătit de 34%? Nu, atât am încasat. Deci de la începutul anului am încasat. În 34%. Da? Mai ia cineva cuvântul? Alte probleme? Supunem la vot cine este de acord cu... Da, doamna secretar. Se abține cineva? Deci cu 15 voturi pentru și 2 abțineri, domnul consilier Despa și domnul consilier Moise s-au abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Da, trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019. Știți că am aprobat bugetul pe 2019, au apărut câteva mici probleme, domnule primar, de da, ce? Foarte pe scurt, în 2019, în proiectul de buget, am prevăzut să achiziționăm o camionetă la serviciul domeniul public și privat. Am cerut oferte de la firmele specializate pe așa ceva. O camionetă de 3,5 tone cu cabină dublă și cea mai cerut de acolo. Ajunge undeva la 33.000 de euro, noi aveam alocat mai puțin 30.000 de euro, da? Și prin această rectificare venim să completăm diferența de 38.000 de lei, în așa fel încât să putem face comandă și să luăm o mașină bună pentru primărie. Puteam să găsim și niște improvizații în sensul de a lua o mașină din stat, ne-am propus să luăm o mașină nouă, dar să luăm o mașină care să nu fie cu benă vasculară sau să nu fie cu puncte dublă sau și discutăm cu specialiștii, mi-au recomandat să căutăm, să completăm bugetul în așa fel încât să luăm o camionetă care să fie pe mulți ani de aici încolo să satisfacă nevoile primării. Și cu problema cu transportul câinilor vagabonzi are... Deci ea va fi o camionetă multifuncțională, va fi folosită și în autorizată și folosită și în transportul câinilor pe care capturăm de pe raza orașului de Mai. Dar nu numai pentru asta. Ridică cineva probleme? Discuții la acest capitol? Domnul Moise, vă rog. Deci, noi am încercat să o dăm în programul Rambla, nu se acceptă așa ceva. Sigur am să o casăm pentru că e terminat din toate și multe de vedere. Consumă motorul ulei aproape cât motorină, din toate punctele de vedere e depășită și cheltuim foarte mulți bani pentru întreținerea ei. Deci o vom casa pe aia și sigur. Ne mai gândeam și la varianta, am văzut că se mai practică, să o donăm. Și poate dacă am găsit un centru
nu știu, pentru copii sau ceva, vreo asociație care ar putea da nevoie de ea și dacă își asumă să investească în ea, putem să o și donăm. Avem varianta să o casăm sau să o donăm. Am văzut că e la modă și mai multe instituții publice care au mașini de genul ăsta, înainte încearcă să le doneze la diversi, dacă nu reușesc, vorbesc toți instituții publice, le casează. Mai dorește cineva? Domnule primar, probabil că vom trece această hotărâre de Consiliu, dar tot în acest Consiliu poate vom aproba odată și achiziționarea unei vitanje, pentru că cu toată canalizarea noastră din Dălmănești avem zone unde avem necesar un spațiu. Da, am să vă răspund la întrebarea asta, domnul președinte. Să știți că în program, în proiectul pe care îl avem noi de canalizare, a fost prevăzută o vitanjă nouă. Vitanja este la stația de epurare, o vitanjă pentru Dălmănești. Este nouă nouță, a fost achiziționată prin acest program, indiferent cu, imediat cum stația va fi pusă în funcțiune, orașul Dărmănești, prin această stație, va avea la dispoziție o vitanjă modernă, nouă, cu tot ce înseamnă. Deci nu cred că are rost să cheltuim noi bani, este prinsă în funcție. Vitanja este deja adusă în stație. Puteți să o vizionați acum. De asta, sunt multe întrebări cu vitanja. Deci este vitanja de aia, nu știu, nu are o să nu investim. Mai ales că serviciul de bărbări. Vitanja implică autorizări costisitoare. Așa este. Dacă primăria și asociația să plătească autorizările, la fel. Deci avem această vitanja și nu are o să nu mai. Dar supuneți la vot. Ok. Supunem la vot cine este de acord cu. Și abține cineva? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite. Domnule primar, de ce? Am propus acest regulament privind acordarea ajutoarelor de urgență să avem o gândire unanimă în ceea ce privește acordarea ajutoarelor de urgență. Știți că și în anii trecuți, noi, Consiliul Local, a aprobat hotărâri de Consiliu pentru ajutor financiar familiilor care au avut de suferit în urma incendiilor, calamităților și așa mai departe. În completarea acestor documentații, am propus să avem un regulament care să clarifice foarte bine ce trebuie să facă cetățeanul când este pus în situația unei, eu știu, urgențe, unei calamități, cum trebuie să adreseze cererea, cum este modelul de cerere, ce documente trebuie să mai pună acolo, se face anchetă socială și așa mai departe. Deci acest regulament trebuie să clarifice foarte clar ce trebuie, care sunt pașii de parcurs și ce trebuie să facă cetățean. Vreau să vă spun că, neavând o gândire bine integrată vis-a-vis de acordarea acestor ajutoare sociale, de foarte multe ori, Curtea de Conturi, când a venit și a verificat activitatea primăriei, a recomandat să se întocmească, să se aprobe prin hotărâri de Consiliu aceste modele de regulamente. În urma acestei hotărâri de Consiliu, noi vom face o procedură în cadrul aparatului de specialitate a primarului, care să vină să inventarieze toți pașii care trebuie făcuți. Al doilea aspect important, știți că ajutoarele de urgență se dau prin dispoziția primarului și prin hotărârea Consiliului Local. Nu era până la acest moment un prag până unde poate primarul să dea dispoziție, mă refer la quantum, la valoarea ajutorului, și de unde începe competența Consiliului Local. Legea nu reglementează acest lucru, nu vine nimeni să spună că puteți da Consiliul Local de la 10.000 de lei sau de la 5.000 de lei, nici nu condiționează primarul prin dispoziție să dea un anumit ajutor. Noi am propus aici ca până la 700 de lei ajutoarele să fie date prin dispoziția primarului, peste 700 de lei ajutoarele să fie date prin hotărâre de Consiliul Local. După care primarul emite dispoziție și alocă resursele respective. Vreau să vă spun că atunci când sunt calamități, pagubile sunt mai mari. În medie noi am dat 3.000 de lei pentru locuințele arse. Sigur că paguba era de 20.000 de lei, 30.000 de lei sau 50.000 de lei.
am dat 3.000 sau 5.000 de lei. Pentru anul 2019, în buget, noi am prevăzut o sumă de 10.000 de lei. Deci 100 de milioane vechi pentru ajutare de urgență. Sperăm să nu avem, eu știu, probleme și multe necazuri în 2019, să ne putem încadra. Dacă aveți întrebări. Da, domnul. Domnul primar a ridicat o problemă cu păvreanul meu, deci de la Sfântul a decedat la Iași. Baia tu este singur, fratele lui, la Lola Iași de un an și ceva a ținut la Lola și acum atât a fost. Așa. Aș cere către Consiliu să aprobăm un ajutor de mormântare. Deci cineva din familie să vină, să depună o solicitare și o analizăm și vedem ce, da? Vedeți cum e și în cazul de față, un cetățean de pe raza orașului Dărmănești a decedat într-un spital din la Iași, trebuie adus acasă, trebuie acolo, chiar acolo să te duci să-l aduci, trebuie cele absolut necesare de în lege. Da, o solicitare și vedem ce. Mai doresc cine ați ia cuvântul? Supunem la vot cine este de acord. Mulțumesc, abțineri. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către SC Fregata Impec SRL prin încredințare directă a terenului în suprafață de 132 de metri pătrați, situat în strada Chimiei, numărul 62A, orașul Dărmănești. Da. Foarte pe scurt, am discutat în comisie, este vorba de terenul situat în strada Chimiei, lângă numărul 62A, lângă școala 2, pe care SC Fregata are construit un magazin alimentar. Terenul nu era închiriat de către primăria Dărmănești. Prin acest proiect de hotărâre venim să închiriem prin încredințare directă terenul, așa fel încât societatea să intre în legalitate, să poată beneficia de autorizații de funcționare și ce mai are nevoie acolo. Iar, sigur, noi să ne putem încasa banii pe acel teren care până acum a fost ocupat abuziv. Dacă aveți întrebări? Probleme? Nu? Supunem la vot. Cine este de acord? Mulțumesc. Abțineri? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren a fost adoptat. Și înainte de ultimul punct diverse, domnul primar să ne mai prezinte ceva probleme pentru sărbătorile pascale care vin și să transmitem cetățenilor problemele noastre. Aș vrea să, în primul rând, să vă informez dumneavoastră și pe cetățenii orașului Dărmănești de activitățile, evenimentele care vor avea loc în luna mai. În luna mai avem câteva evenimente foarte importante pentru comunitatea noastră. Și mă refer aici la perioada 17-19 mai. În primul rând, în data de 17 mai, la ora 11, vom inaugura Sola Eroilor Români din Cimitirul Internațional de la Valea Uzului. Vă invit să participați în număr cât mai mare. Deci vorbim de data de 17 mai, la ora 11. În cimitirul de la Valea Luzului de sus, de la limită cu județul Harghita. Acolo noi am avut dintotdeauna, după 1916, eroi înmormântați, eroi români înmormântați acolo. Spuneam că pe lipsa de reacție a autorităților publice locale și nu numai, și centrale și județene, după 1990, eroi români nu au mai beneficiat de o cruce la căpătâi. Și an la rând, nu știam dacă este pe raza orașului Dărmănești, pe raza județului Bacău, acel cimitir, sau în județul Harghita. Am făcut în cursul anului 2018 demersurile necesare pentru intrarea în legalitate. Dintotdeauna acel amplasament a fost pe raza orașului Dărmănești. Am făcut un parteneriat cu Ministerul Culturii, un parteneriat cu Ministerul Apărării și am refăcut Sola Eroilor Români, constând în 50 de cruci, și un monument din granit. Această inaugurare vine cumva să repună eroii români acolo unde dintotdeauna și-au meritat loc. Al doilea eveniment la care fac referire și vă invit să participați este vorba de târgul gospodărilor de produse montane. Se
află la a doua ediție, la fel în perioada 17-19 mai, aici în piațeta din fața primăriei, da, va avea loc expoziții de produse care sunt fabricate în gospodăriile oamenilor, de la Târgu Ocna, Slănic, Moldova și până la Ghimeș, vor participa peste 100 de expozanți, peste câteva sute de produse. Rugămintea mea este ca și producătorii din Dărmănești să fie prezenți aici. Noi avem recunoaștere cel puțin județeană și chiar și națională, că suntem în comunitate cu mulți crescători de oi. Și rugămintea mea este să participe și acești crescători cu produsele din gospodăria lor. Nu se plătește niciun fel de taxă. Noi vom asigura acolo locurile de expunere. Vor fi prezenți invitați de la nivel central, de la nivelul Ministerului Agriculturii, direcții de concentrate, prefectură, președinte Consiliului Județean, miniștri, secretari de stat și așa mai departe. Ca element de noutate, vom avea în sâmbătă, pe data de 18, în parcarea din fața târgului, un abator mobil, pentru că tot s-a discutat de abatorizare, că nu avem o problemă cu abatorizarea, deci un abator mobil va fi prezent la Dărmănești. Sunt proiecte europene pentru atragerea acestor tipuri de investiții. Cine e interesat poate veni să vadă exact cum arată acel abator mobil. Și sigur că vom avea și o sesiune de informare, de discuții între producători, între cei care dețin animale și fac diverse produse și autoritățile statului, mă refer aici la DSV, DSP, Direcția Agricolă, cei care sunt interesați de subvenții, cei care sunt interesați de a face mici proiecte pentru gospodăriile lor. Pentru data de 19 mai, duminică, vă invit să participați la inaugurarea complexului sportiv Uzu Dărmănești, terenul nostru de sport pe care l-am cumpărat anul trecut. Noi am investit acolo și deschidem acest complex sportiv cu câteva jocuri amicale. În primul rând, avem și aici invitați de la nivelul Federației Române de Fotbal, avem invitați din Republica Moldova. Spuneam mai devreme că suntem înfrățiți cu două localități de Republica Moldova, orașul Vulcănești și comuna Pleșeni. Vom avea un joc amical cu juniorii din orașul Vulcănești, ai noștri, cei de la CSU și cu Vulcăneștiul juniorii. Vom avea un joc al legendelor sportului Băcăuan, deci la ora 11, la 11-12 jucăm cu juniorii, de la ora 12 vor juca legendele sportului Băcăuan, iar de la ora 1 echipa mare de la CSU va juca cu echipa mare de la comuna Pleșeni, din Republica Moldova. Pleșenii au o echipă foarte puternică acolo, au un investitor foarte, foarte bun și au o echipă destul de puternică. Deci, duminică 19 mai, inaugurăm complexul sportiv Uzu. Cele trei jocuri vom avea oaspeți de seamă din fotbalul românesc la Dărmănești. După care, după ce se termină cele trei jocuri, la ora 14:30, aici în piațeta din fața primăriei, vom înmâna diplome și distinții. Deci sunt doar o parte din evenimentele pe care noi ni le-am propus să le facem în luna mai. Mai avem de deschis și centrul medical de la Dărmăneasca. Știți că acolo am transformat școala care stătea să se prăbușească într-un centru medical. Lucrăm acolo. O să vă comunicăm pe măsură ce lucrurile se apropie de final și data când vom inaugura acel centru medical. Pentru că, așa cum spunea domnul președinte, suntem în săptămâna mare. Tuturor celor care urmează să sărbătorească Paștele, le doresc o săptămână în liniște, cu post, cu rugăciune. Duminică să vă bucurați de învierea Domnului și să încercăm cu toții să fim mai buni. Mulțumesc, vă doresc o săptămână frumoasă și sărbători fericite. Dar totuși, mai avem un punct la ordinea de zi, diverse. S-a înscris domnul Milea, cine mai dorește? Domnul Balaș. Următorul, domnul Despa. Domnul Cotiucă. Mai e cineva? Da, are cuvântul domnul Milea.
Vă mulțumesc, domnul președinte. Data de 17 mai se face inaugurarea acelui monument de la Valea Uzului. Ca să ajungem acolo, avem 40 de minute trecut în program. Nu cred că reușim, doar dacă am avea toată lumea cipul. Puteți pleca mai devreme. Mă gândeam la altă soluție. Să mai depărăm un pic drumul, domnul primar. Să încercăm cu autograder un pic, să îndreptăm, să sunt niște găuri, șanțuri pe drumul ăsta infernale, care nu se poate circula cu mașinile. În săptămâna premergătoare evenimentului, cu siguranță vor fi făcute niște... Cu atât mai mult că avem invitați și din altă localitate și înainte să ajungă pe drumul de la motel, să zic, în sus, unde e foarte rău drumul, traversează orașul Dărmănești, care la fel avem anumite probleme. Ați trimis niște municipări care au rezolvat anumite găuri pe energie, dar alea mai adânci nu s-au rezolvat. Nu, se rezolvă și alea. Chiar astăzi, dacă ați văzut, se lucrează acolo, s-a oprit plombarea pentru că plombarea... De luat în calcul că am mai vorbit de anul trecut la Ticaleți, șanciul ăla, trece perioada caldă. Dacă nu-l rezolvăm, ne prinde iarăși timpul ăla rece, așa, și nu se mai poate face nimic. La podul de la Bratul, de la pod în sus, drumul e foarte bun, asfaltat foarte frumos, dar înainte de pod, în aval de pod, acolo sunt niște găuri, nu vă povestesc. În urmă, dacă vin ploi în zona Poiana, chiar dacă trece autograderul și pune, se pune pe trei și tătasează, la prima ploaie mai abundentă, vor fi iarăși șanțe. Soluția nu este să reparăm numai drumurile. Soluția este să găsim, să rezolvăm cauza. Nu e complicat să facem niște rigole pe drumul senatorului, dar se poate băga un tub la biserica Poiana, acolo, un tub să traverseze. Am văzut că este un tub acolo. Uitați-vă un pic, este un tub acolo. Domnul primar, vorbiți un poienar, vorbesc ca să vină apa acolo la, poarta bisericii, în jos pe strada Poiana. Dacă s-ar face un tub să ducă în canalul ăla, care iese, ați înțeles despre ce vorba. Deci nu este tub acolo, cum de zic eu. Nu, este tubul care pe apa de sus și se duce pe sub parcarea de la Aș, se duce în canalul ăla. Nu ajută asta. Da. Este ca... Știu ce spui să preia pe șanțul. Când aveți timp și nu chemați pe chemați că până din Poiana, noi suntem specialiști. Și noi mergem împreună și găsim soluția, nu-i foarte complicată. Da. Am mai vorbit noi anul trecut despre izvorul ăsta, șipotul de pe Boiești. E păcă să bea, toată lumea bea. Știți că acum 20 de zile am aprobat bugetul. Deci acum 20 de zile am aprobat. V-am spus și atunci că în cursul anului 2019 rezolvăm problema de la șipot, trebuie să avem un proiect. Cum îl facem ăla? Că noi cheltuim niște bani. Am văzut că ați mai trebuit să ați trimis un autograder cu așa. Încercați pe chitici acolo, că vreo trei familii, vreo trei firme, așa, numai intrare acolo s-a stricat. Dacă ar pune un pic de balastru, să ar îndreptăm un pic, trec camioanele în margine și fac niște găuri. Și acolo trec oameni, au mașini, biciclete. Deci, astăzi, cred că este prima zi mai ușoară, așa, până acum tot apuat, tot... Da, luați în calcul, așa, acum sărbătorile trec, după aia trebuie să avem grijă că orice s-ar întâmpla, noi, primul lucru care trebuie să-l facem în Dărmănești, infrastructura. Degeaba facem un parc frumos, ca să ajungi în parcul ăla, trebuie să treci pe o șosea foarte proastă. Eu știți că am mai spus și în alte ședințe de consiliu că nu avem depuse niște proiecte. Multe de discutat și n-aș vrea să acapareți o foarte mult timp. Avem niște proiecte depuse, inclusiv pe PNDL. Acum s-a deschis noua sursă de finanțare pe acel fond de investiții. Nu le putem face din buget local, că sunt niște sume enorme. Domnul și avem, de exemplu, depus acolo... Luați în calcul un kilometru, doi pe an din bugetul local și... Am luat în calcul și facem la plop. Anul și să mai întâmplă de ceva. Suntem în licitație. Deci luat, cu siguranță l-am luat. Da? Suntem în licitație la plop și... Vreau să transmit și eu urările mele de sărbători la toată populația, toată comunitatea din Dărmănești. Paște fericit și bine. Și la colegii mei din Consiliu și dumneavoastră. Mulțumesc. Și la tuturor. Mulțumesc, domnul președinte. Da. Domnul Balaș, pregătim domnul Desbat. Da. Dacă se poate, doamna secretară, pentru ședința ce urmează, știu că s-a făcut amenajarea pentru avea persoana de specialitate din cadrul primăriei să ne prezinte posibilitatea
pe 10 ani cât avem și să vedem cu ce situație suntem cu transportările care trebuie să pun da. Fondul de regenerare. Am să vă spun câteva lucruri, o să fac cu doamna o informare. Chiar în perioada, nu știu, săptămâna, două săptămâni, am făcut o solicitare ținând cont de ce prevede amenajamentul silvic pe următorii ani, să facem o marcare undeva într-o parcelă, dar s-a marcat, adică s-a și marcat, am înțeles că prețurile sunt foarte jos. Chiar am avut o discuție cu șeful de ocol de la Drămoare și a zis că au scăzut prețurile și nu cred că o să scoată, nu cred că o să scoată la licitație până nu obținem, eu știu, poate niște prețuri mai bune, să nu scoatem și noi la licitație o partidă și o scoatem când prețurile sunt mici. Încercăm să obținem maxim posibil, dar o să fac o informare, să vedeți ce ne-am amenajat. Și al doilea lucru care mi-a interesat pe toți bărbuneștenii, am vrea să știm cum mai durează procesul cu agisul, cu romprescul, cu noi, ce facem. Și eu aș vrea să știm, n-am un răspuns acum, am văzut că pe data de 8 mai suntem, pare mi se programați, mi s-a dat termen pentru procesul ăsta și ordonanța prezidențială. Deci sunt lucruri care nu țin de... Știu și pentru noi este o prioritate zero treaba asta și putem, v-am spus, putem, dacă considerați că putem face treaba asta, ne convocăm rapid, vă convoc în ședință de Consiliu, recunoașteți sumele respective, am dat hotărâre de Consiliu și se închide, adică procesul nu mai ce discuta la proces, care a recunoscut datoriile, numai că oamenii trebuie să plătească sumele astea care înseamnă pentru fiecare cetățean în plus 210 lei pe anul trecut și de asta ne mutăm. Deci avem și varianta asta, renunțăm la proces și ne recunoaștem repede datoriile, ne recunoaștem. Da, deci instanța, știți, în instanță, deci avem termen pe 8 mai, dar eu știu ce parte e acolo. Cum ține? Da. Mai departe. Aveți domn Balaș? Nu. Domnul Desfaț, pregătiți-o în tărciucă. Prin și cu aprobări de proiecte de hotărâri, bugete, care s-a întâmplat un lucru esențial și regretabil, din păcate, care s-a întâmplat lucrurile astea în Drămănești, mă refer la decesul primului cetățean de valoare orașului de Drămănești, domnul Alex. Da, noi am comandat o coroană, a fost domnul viceprimar acolo, noi am avut reprezentare la nivelul nostru și al noastră, da? Deci, pe partea Consiliului Local, domnul viceprimar, o coroană, tot ce... Cred că era frumos din început ședința cu domnul director. Ok. Trec la lucruri curente. Fiind astăzi prin piața orașului de Drămănești, cu domnul consilier al Petrei, am fost obiți de doi cetățeni, soț și soție, din Văturești, din ce mi-a spus Sinea Petrei, care ne-au pus o serie de întrebări și pe care eu vi le transmit dumneavoastră. M-a întrebat, să vă întreb, care este motivul pentru care un cetățean care vine să-și plătească taxă la primărie, îi se percepe și taxa de salubrizare, atâta timp cât el nu beneficiază de această taxă, de acest serviciu. Doi, câte mii întrebări și după aia vă spun mai departe. Doi, ce se face cu sumele încasate din taxa de salubrizare? Trei, pentru perioada în care nu s-a ridicat gunoiul, primăria va ține cont să se scade sumele respective? Pot să răspund? Vă rog. Deci, în primul rând, cetățenii care au probleme de genul ăsta se vină direct la primărie. E bine că va întâlni cu dumneavoastră și va de domnul consilier, cum alegi? Foarte bine, foarte bine, dar e mai ușor să obțină direct informația de la sursă, ca să nu mai vă trebuie dumneavoastră, dumneavoastră... Păi bine, dar cum am să vă răspund, da? Deci, în primul rând, prima întrebare a spus că de ce un cetățean trebuie să plătească taxa de salubritate. De ce se percepe taxa de salubritate atâta timp cât acea persoană nu beneficiază de acest serviciu? Deci, în hotărârea Consiliului Local, noi am prevăzut acolo o taxă de salubritate. Am spus foarte clar că cei care doresc să beneficieze de acea bonificație pot beneficia în condițiile în care își achită toate datoriile, inclusiv taxa de salubritate. Doi, pe perioada cât nu se prestează acest serviciu, suma plătită de către cetățean va fi, la sfârșitul anului, recalculată, da? Deci nu s-a luat pe 6 luni, 6 luni de zile cât a plătit omul acolo, la sfârșitul anului se recalculează și va fi, sunt două variante, cel mai probabil
prinsă pe anul următor, da? Deci noi avem o situație foarte clar cu lunile care se ia și nu se ia lună. Trei, sunt cetățeni care au spus, domnule, eu nu plătesc taxa de salubritate. N-au plătit-o, dar n-au beneficiat de reducerea respectivă. Ce se întâmplă cu banii care, m-ați întrebat, ce se întâmplă cu banii strânși? Cu banii strânși din taxa de salubritate se plătește gunoiul pe care până acum ni l-a ridicat și până acum noi am plătit ianuarie, februarie, martie, în fiecare lună, de exemplu, în medie, așa cât s-a luat o mașină, două, trei, în medie, 8.000, 9.000 de lei. Deci 12 tone, 16 tone s-a luat pe an, care înseamnă... Cu această ocazie vă informez că în care înseamnă... Nu a fost o singură mașină, da. Sare toată prin decembrie. Bun. Din decembrie. Din decembrie o să vină. Data viitoare când vine, e un grafic al lor, se duc și acolo. Da? Deci cu banii ăștia se plătește gunoiul. La momentul de față, noi avem, cred că, vreo 250.000-300.000 de lei strânși pentru gunoi, pentru 2019. Ăștia sunt toți banii pe care cetățenii au plătit pentru 2019. Aveam 250 și ceva de mii de lei strânși, din care cred că s-au plătit vreo 20.000 sau 30.000 până acum. În momentul în care vom relua gunoiul, cu siguranță cantitățile vor exploda. Pentru că o să vedeți de la, nu știu, în mediu 150 de tone, o să avem 200-250 de tone. Înmulțiți cu 500 și ceva de lei, deci din banii care sunt strânși, plătim gunoiul. Nu avem voie să plătim altceva. Poveștile că banii se duc pe altă poveste, cu siguranță nu există. Deci, cei care au plătit până la acest moment gunoi, la sfârșitul anului, se face o recalculare și se știe foarte bine în sistem până a plătit ce a plătit, din taxele astea se plătește doar gunoiul. În condițiile în care vom fi nevoiți să plătim acea pierdere pe care Domprestul a solicitat-o, care înseamnă vreo 17.800.000, va trebui această cheltuială să o împărțim pe oameni, că nu altă soluție nu este. Deocamdată așteptăm să vedem punctul de vedere a instanței. Mai fac precizarea că și alte primării, că unii m-au întrebat și pe mine și eu răspund în fiecare zi și este foarte incomod de situația asta cu noi, nu credeți că e ușor. Alte primării cum au rezolvat, m-au întrebat oamenii, vreau să vă spun că alte primării, consilii locale, au recunoscut în secunda zero, da, suntem datori, chiar dacă nu erau, da? Și au împărțit această taxă pe oameni. Am făcut calculul la Târmănești, repet, 210 lei de persoană ar trebui să plătim în plus pe 2018. Și credeți că scăpăm de această... Dom'le, eu nu aș vrea să mă propun, pe 2018, eu nu aș vrea să mă propun, pentru că această taxă este la momentul ăsta în instanță, noi sigur ne apărăm, nu știu, într-o lună ar trebui să se decidă. Dacă nu scăpăm, avem la bază o hotărâre ca instanțe care ne obligă și atunci dumneavoastră toți cei care sunteți aici de spune, da, domnule, suntem obligați să luăm banii din bugetul local în baza unei hotărâri definitive, da, nu ne facem de capul nostru așa și va trebui din bugetul local să plătim această sumă ca să deblocăm situația, iar în cazul în care în instanță vom câștiga, oamenii nu au ce să plătească, iar firma este obligată să ne... Nu va fi o problemă cu suma care vreți să zice, domn. Să zicem că pierde. Omul și-a plătit exact cât a fost. Corect. Preciul impus de el prin contract. Și acum... Nu, nu, nu. Omul n-a plătit prețul impus prin contract. Omul a plătit prețul care l-a aprobat. Evoluția prețului prevedea ceva. Și noi n-am... Deci 2016. Aveți. În decembrie 2000, deci suma asta de 17.800.000 înseamnă două chestii. În decembrie 2015 s-a aprobat de către Consiliul Local de la acea vreme ca taxa de salubritate să fie 5,60 lei, care afecta 2016, 5,60 ceva. Și după graficul Romprestul, trebuia 8 lei să fie. Ei, de la data de atunci? Da. Și vrea diferența de bani, nu? Deci ne cere diferența de bani. La fel s-a întâmplat și în 2017. A doua problemă, suma asta, diferența asta de la 5,60 la cât era la 9,70, da? Asta înseamnă vreo 800.000 de lei. Iar diferența până la 17.100.000 înseamnă pierderea Romprestului, că Romprestul a zis în felul următor. Păi tot. Și atunci... Și de asta... Păi, nu, eu știu că... Nu, eu înțeleg, dar...
vedeți de asta? Fără un punct de vedere al instanței, nu prea ne putem. Da? Și ce vă rog, domnul primar? Vreați nu de câte trebuie să arăta? Cum mai cumva, să uităm în timp de la ce am spus. Să nu mai lucrăm cu mai bine, fără părerea, fără voi, fără alea. Deci rugămintea mea este către cetățeni să-și păstreze gunoiul în curți, în cepul acolo, să nu mai meargă și să-l arunce pe tot felul de lungi și pe cursuri de aură. Mă dă o soluție acum 30 de ani, găsesc soluție, dar nu dea un capăt de aură. Este un problem, da? Dacă mai aveți întrebări? Da, întrebări nu mai avem cu o singură problemă. Fiind dătura asta cu domnul consilier Moise, o întâmplare de lângă Pei. O mașină cu un șofer mai profiliu, Romi, plată profi, da. Au primă interzis, a trecut dasterul poliției locale, nu l-a interesat, nu l-a văzut. Dacă e vorba de un român, sunt unul din pățiți, automat oprea. El am și cu Mihai, cu domnul Mihai Aievei și chiar ne-am uitat toți trei. Hai să vă zicem cu domnul polițist local, ia o măsură. Nicio măsură, nu s-a interesat. Da. Recomand totuși... Eu nu aș vrea să facem diferență între români și alte naționalități. Domnul primar, noi nu vrem. Dar prin atitudine, prin modul în care acționează, fac domnii de la poliția locală, fac o poziție. Da, este părerea noastră. Nu este părerea noastră, și nu s-a constatat, se văd. Zilnic. Poliția cu țiganul să parchează unde e bine, intră în interdicție cu nici nu interesează. Eu sunt obligat să ascult manerele romului când vrea el, chiar sunt lucruri evident de domnule. Bine, domnule. Da. Recomand domnul la poliția locală să pună în balanță. Și nu tuturor domnilor la poliția. Să știți că semnele de circulație sunt valabile pentru toți conducătorii auto și e valabil și pentru Poliția Națională dacă constată că un individ, un conducător auto, parchează în zonă unde cu restricții. Eu sunt convins că dacă trecea cineva de la Poliția Statală, oprea. Deci toți, indiferent cine, să respecte legea. Da. Mai aveți ceva, domnul Desman? Transmit și eu pe această ocazie tuturor cetățenilor și sărbători binecuvântate, sănătate multă și să dea Dumnezeu un viitor mai bun. Da, mulțumim. Domnul Teotiocă, pregășește domnul Cortas. Domnul președinte, s-a ridicat o parte din probleme domnul Mirea. Eu aș avea pentru la Sărătrunc, deci a trecut timpul, s-a îndreptat, să se promoveze și acolo. Am mai ridicat și în alte și din toate propriile care sunt chiar mari. S-a ajuns până la fel, pentru că s-a terminat acolo. A plouat, domnul Vasile, a plouat. Chiar s-a văzut. Eu am înțeles atunci când a ridicat că a plouat. Într-adevăr, dar acum timpul e bun. Nu se poate plomba și la trecut. Astăzi se lucrează la plomba, ați văzut? Când ați venit la vară, ați văzut că se lucra la plomba, domnul? Păi da. Ieri a fost adus. Nu te-a venit să fie nimic la asta. Poate a fost suflet. Deci încet de plombă. Nu. Cu noi e tălată. Nu ploua la plomba, nu ploua la plomba. Domnul primar, deci acum iar ridic, poate spuneți că am ceva, numai la biserică, ca să ridic. S-a făcut curățenie acum, chiar și ieri și săptămâna trecută, iar nu. Iar au început să arunce exact în aia, dar că a spus că nu se poate pune camere de la vedere ca să o prinde din fătaș. Se poate. Nu lasă să stau în noaptea să se pot pune camere de la vedere, trebuie să vedem de unde luăm banii ca să cumpărăm acele camere de la vedere. Păi așa e, sunt tot timpul și arunc acolo din vedere. Da. Nici eu nu pot să stau. Cei care fiecare trebuie să vadă unde, ce și oamenii să înțeleagă. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu. Cel care este prins că aruncă pe spațiul domeniului public sau unde, e un valamentul. Dar aș fi și la cetățeni, deci referăm cu noi, dacă vede cineva, să spună, nu? Sigur că da, sigur. Nu nicălim acum, fii frică, nu știu. Nu, dar eu l-aș putea, pe mine, dacă mă vede, să mă amendeze. Fără probleme. Da. Domnul Păcaș? Azi dimineața la ora 9:30, parcarea era taximetriști, era plină cu... Am văzut. La fel, eu am niște oameni care trebuie să se ocupe de treaba asta, da? Am să întreb poliția locală, ce măsuri a luat acolo? Vis-a-vis de camere de supraveghere. Au fost montate cu oameni în urmă la poșurile de gunoi, când era supraveghere. Poate să vedem jos pe alea. Alea sunt date jos de mult. Deci acolo sunt date jos de mult. Nu mai sunt la poșurile de gunoi, unul la mână, doi la mână. Camerele pe care multe dintre ele care au fost puse mai de mult nu mai sunt funcționale. Ele sunt
depășite din punct de vedere. Ce ne propune noi anul ăsta? Să mai luăm niște camere, dar repet, trebuie să vedem de unde luăm bani. Putem lua 100 de camere, 200, fără niciun fel de probleme, mâine ne aducem așa. Nu avem ce de plătit. Încercăm să vedem, dar până atunci, repet, până la camere, toată lumea trebuie să înțeleagă, să nu mai arunce pe... E vorba de circulația pe timpul nopții a cetățenilor din Europa. Au o zonă în care s-au mutat din Brătrești și s-au mutat pe strada energiei. Măcar poliția nu face față ce întrebi, se oprească la ora 3, 2, 3 noaptea. De ce umblă pe stradă câte 5-6 împreună? Știți că poliția locală am introdus patrulul și pe timpul nopții. Tocmai din considerentele astea să avem cât mai prezentă și se circulă noaptea, se circulă chiar să virovim. Se circulă, poliția nu face. Când au ajuns la sânt. Sunt doi oameni. Patrule mixte. Da, cu Poliția Națională. Avem mai și patru domnul Cotați? Avem și patru mele. Da, da. Am zis lucrări la stația de epurare. Așa. Stadiul lucrări la stația de epurare. Deci, săptămâna trecută am avut o ședință de lucru pe evoluția lucrărilor la stație. Ne-au dat termen iunie, vara asta. Nu cred că va fi în finalizată. Unii cetățeni au primit cereri de racordare la canalizare. Așa. Și ei au început, au intrat cu cine faci și vor să raporteze la canalizare. Și am spus că nu este în regulă, pentru când este cartea stație de depurare, atunci... Deci să facă raportul la canalizare, dar să nu dea drumul la tot felul de dejecții. Ei au înțeles altceva. Ei au înțeles altceva. Ei au înțeles altceva. Dar să nu, pentru că nu-i gata. Dar nu i-au înțeles. Doamna Mahu, doriți ceva? Ce spune Mihai? Vreau să întreb dacă tot e vorba de plomboare, dacă se poate face ceva sub pod, vei ști ca probleme. La blocul sub pod, când vom face asfaltarea kilometrului respectiv, va trebui să rânduim acolo, să turnăm, pentru că plombele acolo sub pod nu... Da, și acolo trebuie reașteptat lucrurile mai bune. Poți face bune. Deci când se ajunge cu asfaltarea acolo, acolo trebuie răzuit și turnat gros, că ce se face? Da. Doamnelor, trebuia zonele alea la Stoica, unde ies lumii în energie, era bună de o cameră. S-au întâmplat târhării pe acolo, se întâmplă, trece lumea peste vale. Și pe calea ferată, peste calea, de o zonă unde te duci, dacă te duci noapte de la schimbul 2 sau vii la vis, pentru a merge la schimbul 2, sunt femei, sunt învățătoare care trec pe acolo. Copii la școală, eu știu, e o zonă foarte... Acolo ar trebui puse niște capete, măcar la școală, măcar să știm la ora de aia să poate verifica cine a intrat, cine a ieșit de noi sperăm să acolo un proiect un pic mai mare, sperăm să fie mai iluminat. Acolo vor fi montate și lămpi și camere. Și acum cu șoseaua asta de centură, dacă s-ar face patrulă mixă, treacă și pe acolo. Deci, cu siguranță. Și domnilor, când vezi un cetățean, doi cetățeni, 3-4, la ora 1 noaptea, poate să oprească. Păi, domnule, ce problemă ai? Veniți, domnule, este marea civilizată, cum nu se nimeni să aleseze pe mine. Deci sunt probleme care le vom analiza într-o viitoare ședință de analiză a poliției locale, văd că se ridică multe probleme în acest sens. Până atunci, doamnelor și domnilor, în numele dumneavoastră Consiliului Local, permiteți să adresăm urările de bine cu ocazia Sărbătorilor Pascale pentru cetățenii de etnie catolică, nu? Care a fost, și de etnie ortodoxă care va veni. Deci tuturor să le urăm sănătate, fericire și să ne întâlnim sănătoși. Mulțumesc! Mulțumim, religie! Fii religie! Mulțumim!